Asigurarea locuinței a devenit obligatorie. Conștienți de necesitatea încheierii unei astfel de polițe, oamenii nu sunt dispuși să mai scoată alți bani din buzunar pentru o asigurare suplimentară, care ar acoperi mai multe riscuri. V-ați încheia o altă poliță suplimentară? Nu, așa ce am încheiat e perfect. Drept să vă spun, eu am avut până anul trecut, dar acum cu vorba aia cum vine cu criza asta, bani mai puțin și am renunțat. Deci până anul trecut am avut asigurarea exact cum se face normal, o asigurare cu sumă mult mai mare. În caz de cutremuri, inundații sau alunecări de teren cu o poliță obligatorie, cetățenii pot recupera paguba în limita a 20.000 de euro. Când vine vorba despre asigurarea suplimentară, unii preferă să se descurce cum pot decât să plătească în plus. Dacă vine alalt, că stau la bloc și mă inundă, atunci n-am decât să-l dau în judecată ca să-și facă și el instalația. Că eu tot timpul, la mine nu curge o picătură de apă și nu vreau să deranjez pe nimeni. Pentru cei cu buzunarul mai mare, societățile de profil au pregătit polițe de asigurare care acoperă o gamă variată de riscuri. Costul suplimentar pleacă de la 0,1% pe an din valoarea locuinței. Pentru celelalte riscuri, incendiu, alunecare de teren, căderi de corpuri, apă de conductă, furt și așa mai departe, pot fi asigurate aceste riscuri prin poliță facultativă pentru valoarea reală a clădirii respective, în același timp putând fi asigurate și bunurile ca și conținut al acestor construcții cu destinație de locuință. La ora actuală, numărul celor care au o poliță de asigurare facultativă a locuinței este foarte mic. Este vorba de mai puțin de 5% dintre proprietarii de locuințe.